Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod din Last Day on Earth. Este un joc survival, suntem la al doilea episod și vedem noi că am reușit să ne închidem casa, dar mă rog, încăperea asta pe care o avem momentan. Reușim noi să adunăm și câteva lucruri în inventorii. Da, avem aici 3 ceasuri de aur, 3 lingouri, niște telefoane, mai avem pistolul și alte câteva chestii și haide să continuăm explorarea. Poate reușim să mai progresăm, să mai construim niște chestii pe aici, poate. Hai să lutăm acest zombie. Da, i-am luat frânghia. Da, și practic în fiecare zi, vedeți voi, se apar chestii noi pe hartă. Să colectăm pietre, mai luăm și iarba asta care, vă amintiți, în episodul trecut, era destul de greu să o găsim în zona aceea cu avionul. Și de asta e bine să strângem când le găsim. Pentru că toate chestiile sunt utile. Mai devreme sau mai târziu vom avea nevoie de ele. Și iarba asta am văzut eu că e cerută cam la orice construcție. Ok, să luăm și haleala. Am găsit și semințe de floare și vedem aici un tip, este un healer. Hei, supraviețuitorule, cred că ai nevoie de ceva ajutor. I have something for you, am ceva pentru tine. Și cred că putem să ne alegem o chestie de aici. Băi, hai să luăm... sticluța asta cu soluție. Ok, și dacă o luăm vom vedea un video. Băi, nu mă interesează momentan. Da, nu știu cum pot să atac acel... Cea căprioară. Ok. Cred că ar trebui să ne lutăm un târnăcop. Ia, hai să vedem. Cred că oricare din astea două e bun. Hai să-l facem pe acesta. Bun. Și cred că deja putem să-l folosim. Ia să vedem. E ceea ce ne trebuie? Da. Avem aur, argint, cred că era acela. Limestone, nu știu ce e asta. Iron one, or. Adică fier. Bun, hai să luăm și... Iar vom mai luăm ceva fructe. Da, și cred că va trebui să plecăm să explorăm, pentru că vedeți în zona asta noastră, unde avem toată baza, găsim chestii foarte comune. Și că avem nevoie de acele chestii, acele chipuri, de acele șuruburi, rulmenți, dacă vă mai amintiți. Da, și cred că putem să tăiem și copaci, dar la fel, trebuie să ne lutăm un topor. Oricum, momentan găsim lemne pe jos și avem suficiente
pentru ce avem nevoie momentan. Hai să vedem. Ok, păi nu avem nimic din ce trebuie pe aici. Pentru motocicletă. La atelier, băi, la fel. Cred că putem să luptăm small box-ul ăsta. Dacă nu mă înșel, da? Au, și avem suficiente și iarbă și... Au, inventory is full. Ok. Hai să mai depozităm aici în casă și cred că vom pleca să explorăm o nouă zonă. Hai să vedem. Deci o să avem nevoie de șuruburi și de chestiile alea de la motocicletă și de la masa de lucru. Ok. Păi, avem aici un inventory în care vom lăsa iarba, vom lăsa fructele acestea, piatră, funie, da, cam tot ce obiect, băi, și pansamentele astea, cred că ne descurcăm și fără ele. O să las și topoarele și piatra asta. Astea merg unul peste altul. Nu? Aș lăsa și papirusul. Dar nu mai avem spațiu. Bun. Ok, hai să mai aruncăm o privire aici. Deci avem nevoie de șurub. Și aici avem nevoie de șurub, rulmenți, piesele astea de la motor, roata, cablul acela și ghidon. Și chestia albastră. Bun. Hai să vedem dacă putem să explorăm ceva zonă. Bun, noi suntem aici. Avem energiile pe full. Da, și vedem că în funcție de distanță, sunt unele zone la care nu avem acces momentan. Și în funcție de distanță ne costă anumite energii. Access denied. Ok, băi, dar în episodul trecut am avut acces la acel avion. Și ne-a prins foarte, foarte bine. Dar, ok, asta e. Hai să mergem aici. Ne vom și instant. Folosim aceste energii ca să nu așteptăm. Și hai să vedem ce găsim în această zonă. Ok. Băi, pietre avem și noi. Mă uit mai degrabă după cutiile astea. E un tip aici. Destul de agresiv. Îl învingem. Îi dăm toate chestiile. Hai să ne dăm puțin heal. Ok, suntem din nou cu viața pe... Oh, am luat acel cățeluș. Să fie animăluțul nostru de acum încolo. Cred că îl vom lăsa în apropierea casei. Ok, hai să vedem. Mai avem aici un ghiozdan. Ceva destul de mare. Perfect. Ok, mamă, tipul ăsta are și lup. Sunt și zombi pe aici.
Băi, sunt curios dacă pot să mă echipez cu... Hai să luăm ranga. Vreau ceva util. Nu chiar. Bun, aici am lootat. Aici deja am luat chestiile. Să vedem și aici. Ok. Da, uite, vedem din nou chestia asta. Aveam nevoie de ea. Aveam nevoie și de roată. Să renunț la funie. Să luăm chestia asta. Băi, carne putem să o mâncăm. Hai să luăm și lipiciul ăsta. Da, ghiuzdanul aveam nevoie de la motocicletă. Și, nu știu, cred că o să renunț la bâta de... De baseball, de fapt, nu. Da, e ok așa. Ok, alți zombie. Alți zombie și aici. Da, destul de sărăcuță zona asta. Da, din nou funia. Ok. Ei, nu știu ce chestia asta. Access pass to bunker alpha. Deci o cheie de acces către un bunker pe care probabil îl vom găsi. 3 de 7 și 2 de 1. 7, 7, 7, 1, 1. Da, în caz că vom găsi acel bunker. Ok, am scăpat de zombie. Da, avem inventoriu full. Păi, din ce văd, nu cred că mai sunt cufere prin preajmă. Așa că cred că ne putem întoarce la bază. A, ăsta e primul la care am fost deja. Hai să vedem un colț ăsta din stânga. Ok, și mai lutăm ceva de aici. Da, nu putem pentru că avem inventoriu full. Da, putem să mâncăm carnea. Da, băi, cam asta e cu zona asta. Zic să ne întoarcem. Nu mai e mare lucru de făcut pe aici. Și deja avem inventoriul full. Okay. Stăm destul de rău cu hidratarea, o să avem nevoie de apă, dar n-am văzut pe nicăieri până acum. Zombie Horde. Ok. Da, suntem atacați de zombie și zicea acolo că trebuie să ne upgradăm fortăreața, practic. Hai să vedem ce se întâmplă. Sper să nu fie nimic rău. Ok. Dar nu mai găsesc unde era casa noastră. Ah, n-am plecat. Sunt încă în... Încă în zona asta. Ok. Păi putem să ne folosim bandajul, să avem din nou viața pe full. Și am mai făcut loc în inventory pentru o chestie. Și cred că voi lua blana aceea de lup.
De fapt, avem nevoie și de mâncare. Da. Sau funia. Puteam să luăm și funii. Ok, avem deja două blând de lup. Mai era una pe aici. Da, hai să vedem dacă putem să ne întoarcem la bază. Dar nu văd de ce nu ne-ar lăsa. Chiar dacă e acel atac. Ok, băi, deci cred că 9 minute nu ne putem întoarce. Da, o să așteptăm să treacă acest timp și revenim atunci. Bun, am revenit în joc. Mai sunt 5 secunde din acest zombie atac care ne-a luat cu asalt atât casa, cât și zona aceea de pădure, da? Practic baza noastră. Și hai să vedem ce s-a întâmplat acolo. Sper că nu au făcut mare dezastru. Din ce scrie acolo, trebuie să ne fortificăm mai bine zidurile casei, dar și să punem capcane pentru acești zombi. Și vedem că a mai apărut un timp nou. Zombiul a atacat și casa lui și a fugit în partea aia. M-am dus după el și mă bagă din nou în global map-ul ăsta. Dar, băi, nu vreau să călătoresc nicăieri momentan. Uite, vedem că ne-a mai scăzut atât. Da, zice că zombiul atacă casa asta lui Jack și să-l ajutăm. Nu, hai să ne întoarcem momentan la casă și să fortificăm pereții. Sunt foarte curios ce s-a întâmplat cu casa, dacă e afectată în vreun fel. Ok. Da, zice că zombiul din pădurea infectată pot doborâ casa și că avem nevoie să ne upgradăm zidurile și să punem capcane ca să protejăm, să ne protejăm pe noi înșine și de inamici. Ok, hai să vedem ce s-a întâmplat. Băi, nimic grav, văd că inventoriul e ok. Ok, hai să... Nu știu cum am putea upgrada zidurile momentan. Haideți să ne hidratăm. Văd că nu avem apă pe aici. Hai să vedem. Cred că putem să facem radioul deja. Pentru că avem... avem doar 4 șuruburi. Mai avem nevoie de unul. Aba nu. Ok, radio. Acces to trade. Deci putem să facem schimburi. Tot ce... Deci radioul a fost asamblat. Tot ceea ce avem nevoie acum este să așteptăm ca cineva să ne contacteze. Ok. Hai să mergem și la motocicletă. Păi avem roata, avem câteva șuruburi, avem și firul acesta, mai avem grafit din acesta, nu știu exact ce e, și cam atât. Ok, nu, și avem și ghiozdanul. Bun, cam atât avem momentan. Da? Ia să vedem aici pentru masa asta de lucru.
De fapt, nu este o masă de lucru, este un o masă de făcut arme. Da, avem nevoie de small box și... Da, mă rog, șuruburi, uite banda asta. Sârma din nou pe care nu mai avem, că am folosit la motocicletă. Cutia asta care e goală, nu știu pentru ce. Da, și hai să mai depozităm să mai depozităm aici. De exemplu, aurul. Avem blana de lup. Avem bandajele. Și din păcate e plin și acest small box, dar putem să-l upgradăm. Însă avem nevoie de cred că lemn, fier și șuruburi. Ok. Sau putem să construim acel small box. Avem nevoie de iarbă și lemne. Și cred că le avem aici. Iarbă și lemne. Hai să vedem. Bun. Am făcut un small box pe care îl vom folosi la motocicletă. Nu? La masa asta pentru pistoale. Și avem nevoie de 3, de fapt. Hai să vedem dacă mai putem să facem încă unul. Da, și încă unul. Bun, le-am făcut pe toate 3. Hai să le adăugăm aici. Da, și o să mai avem nevoie de o grămadă de chestii. Băi, important e să găsim apă momentan. Pentru că... suntem foarte deshidratați, vedem, am văzut acolo că era deja la 29%. Și uite, ne luăm damage din cauza asta. Da, nu știu cum sau unde aș putea găsi apa. Da, și văd că ne ia din viață din această cauză. Hai să vedem, poate găsim ceva aici. Nu știu, fructele astea, dacă ne ajută să ne hidrateze. Suntem cu viața la 26%. Băi, destul de nasol. Hai să folosim un bandaj de aici. Ok, 66. Dar în continuare are nevoie de apă. Băi, nu știu de unde facem rost de această apă. Nu? Ok, aici vedem că putem să ne fortificăm pereții și avem nevoie de piatră și lemn prelucrat. Sau să construim unii noi. Da, aș vrea și să plantăm ceva. Cred că zona e de plantat sau pentru ce? Nu-mi dau exact seama dacă e... Sau avem aici? Uite, avem aici. Garden. Dar avem nevoie de iarbă din nou. Și culmea că nu o să mai găsim acum. Eu sper că o să o găsim. Hai să vedem, trebuie să fie. Ne trebuie o singură bucată. Uite, piatră. Băi, nu mai găsim. Trebuie nevoie de apă. Cum facem rost de acea apă? Da, sincer nu știu. Da, în jocul, în episodul trecut o găseam cam peste tot. Ok, hai să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Dacă nu avem apă.
Ok, am murit. Hai să ne întoarcem. Bun, deci, deținu cont, apa e foarte importantă în acest joc. Când o să dăm de ea, cu siguranță o să o păstrăm. Și sper că nu ne dă de la capăt. Da. Pierdem doar chestiile ce le aveam asupra noastră, dar le găsim din nou aici. Hai să ne echipăm din nou cu ghiozdanul, cu ranga asta. Hainele nu le mai avem, din păcate. Uite, și avem radio funcțional. Avem două mesaje sau ce? Văd ceva aici. You can hear only, dar nu putem să auzim numai zgomot. Hai să mai lăsăm din lucruri pe aici. Să lăsăm și blana. Băi, nu știu cutiile astea la ce se folosesc. Hai, de vedem, putem să și aruncăm din lucruri. Trebuie să luăm toporul. Ambele topoare. Să lăsăm tranzistorii ăștia. Poate o să ne fie util la un moment dat. Și așa mânca din chestiile astea. Să lăsăm acest lipici. Sau ce-o fi el. Și... ba nu, putem să ne luăm și hainele. Ne mai ajută și ele cât de cât. Da, pantalonii deja cred că erau foarte distruși. Bun, și... Hai să mergem în căutarea apei. Păi, dar era un mod în care puteam să văd cum stăm cu aceste necesități. Uite aici. Ok, momentan suntem la 90% cu hidratarea și 95% cu hrana. Iar ca energie avem 175 de unități. Viața e pe full, deci ar trebui să fie ok. Bun. Vedem că se apropie hoarda asta de zombie. În 24 de ore ne va ataca din nou. Și zicea la un moment dat să-l ajutăm pe acel Jack. Hai să mergem la el să vedem care-i treaba. Bun. Water. Zice că noi nu putem să bem apă sau să umplem sticlele pentru că apa s-ar putea să fie contaminată. Ok. Bun. Mamă, câți zombi sunt aici? De ce să mergem după el? Ca să repare acest perete. Și uite un zombie aici. Să-i ținem spatele. Ok. Altul. De fapt, sunt chiar doi. Ok. Hai să ne băgăm. Nu avem nimic de pentru viață. Trebuie
Da, din păcate n-am luat la noi acele medicamente. Da, cred că este ultimul. Aba, nu mai are... No. Uf. 36% la viață. Oh, și mai e un zombie în casă. Ok. Cum zice, hai să vorbim. Arată ca și cum am fi terminat. Ai făcut o treabă bună. Așteaptă. Mai aud ceva. Oh, și vin o grămadă. Oh, și reușesc să-i sparg aici un perete. Mamă, trec prin casă ca prin brânză. Ne-am distrus deja și arma. Ok. Au plecat, doar au tranzitat casa lui Jack. Băi, și... cred că are nevoie de ajutor. Dar nu știu exact unde a plecat. Și din păcate nu găsim nimic aici. Ba da, avem un cufăr. Da, o să luăm toate chestiile. Ne dăm și cu bandajele. Vedem, poate mai găsim ceva pe aici, deși nu cred. Da, probabil nu mai e nimic. Hai să ne întoarcem la noi în bază. Băi, dar n-am găsit apă. Uite, din nou suntem la 67% cu apa. Vom merge... Hai să mergem la acest motel. Putem găsi cutii. Și poate avem noroc să găsim, să găsim apă. Uite, se vede în zonă și un râu. Asta ar putea fi un indiciu. Că vom găsi apă. Hai să vedem. Ok. Are dificultate 2 din 3. S-ar putea să dăm de peste alți zombi și aici. Okay. Oh, deja... Au apărut doi în peisaj. Hai să vedem. Da, gunoi și baterii. Băi, nu știu dacă gunoiul ăla e bun la ceva, dar o să-l păstrez momentan. Ok. Nu știu care e treaba cu butelia asta. O, alt zombie aici. Cu level up. Băi, dar dacă nu reușim să dăm de apă, va fi nasol. Aici sigur trebuie să fie ceva de băut. Și finally am găsit apă. Vezi și o cană de ceva acolo. E și o băutură alcoolică. Ok, hai să vedem că mai e o ușă aici. Mai e un căpere.
La inventariu e full. Cred că o să aruncăm... Ba, nu, sticla goală s-ar putea să ne fie utilă. La un moment dat. Hai să intrăm aici. Băi, unii dintre zombii sunt mai puternici. Trebuie depus mai mult efort ca să-i învingem. Și găsim un scut. Hai să mâncăm o carne asta. Da, o să arunc gunoiul. Să luăm acest scut. Da, și hai să vedem dacă mai găsim o chestie interesante. Mai e o cameră, dar e ușa blocată. Cred că va trebui să intrăm prin altă parte. Hai să vedem. Sigur ar trebui să mai fie o cale de acces în clădire. Sau poate că nu. Băi, din ce-mi dau seama, nu cred că mai e. Da, avem inventoriu full din nou. Aici s-ar putea să găsim din nou chestii bune. Dar nu avem spațiu să le luăm, o să folosim bandajele. Am să le folosim și pe acesta. Da, și cred că o să renunț la cutia asta goală. Bun. Ar mai fi aici ceva. Hai să vedem. Ok, carne și grafitiul acela care știu că ne trebuie. Băi, cred că renunț la sticla asta. Da, și hai să mai intrăm o dată în casă. Poate reușim să ajungem și în celelalte camere. De fapt, cred că vom reuși cu această butelie, dar ar trebui să explodăm aici ceva. Ok, trebuie să spargem chestiile astea. Hai să ne echipăm cu acest. Și a murit, din păcate a murit. Băi, ne oprim aici cu acest episod. A fost un episod interesant, destul de greu. Trebuie să mai învăț un pic să joc. Și cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.